N-avem apă, nu? Yes! Neapărat să nu uiți siguranța asta. Păi dacă nu, degeaba ai cascanca. Practic, da, te ține doar un impact. Că după aia zboară. Zboară capul. Ia să-ți bag și ție microfonul, ca să ai și tu audio. E murdar lentila. Pe dinăuntru, nu te cred. Te agem pe cât de mult posibil. Vă, da, sexy ești. Unde zice că stai? Stai să-ți fac o poză. Stai așa. Stai să-ți fac și așa. Hai că mă ține geaca. Piesă de muzeu. Să te ții bine că te fură alții. Tot ce mi-am dorit vreodată. Dacă te întreabă cineva, să nu-i zici de unde ești. Zici tu de undeva cu camăcăii. Din Vaslui. Nu, o să pun asta pe video, că după aia iară-mi-au. Ce ai cu moldoveni? Și degeaba le zici că ai rude. Hai, disă-mă. A, mai vii și tu? Bă, mai așa m-am gândit, da? Cred că nici în autobuz mă primesc ăștia așa îmbrăcat. Ai toate șansele să nu. Gata, ți-ai făcut curaj? Da. Dacă nu cădem acum de pe loc, nu mai cădem, să știi. E ciudat că tu ești și greu. Câte chile ai zis că ai? 80. A. Păi și Ștefan câte aveam? Tot așa. Da, nu sunt obișnuit cu pasageri. Știi speed bumper-ul ăsta de aici? Da, l-am văzut și eu odată cam târziu. Da, și eu. Am pus frâne aici de la capac până în el. După aia, al meu a fost. La 90 la oră, motorul, direct oli. Încălzim gumele. Da, dar ușor, că șervișorul ăștia alunecă și nu am chef să cad pe linie dreaptă. Dă-ți un pic picioarele mai spate să pot să-mi țin și eu așa. Să nu prind piciorul sub scăriță, știi? Hai de mea, stai așa că mă pregătesc. O simt cum vine. Să-mi zici dacă vrei să mă las mai tare sau ce. Nu, e ok, că după aia o să mă tragi în viraj. Hai că nu te gândi că suntem la MotoGP. E ok, așa, e ok, că te controlezi eu din spate dacă te ții de mine. Practic, dacă mă chinui, spun și genunchiul jos. E, mai bine nu. Știi că stau la panta asta de urcat de obicei cu bicicleta? Cât? Mult. Mi-a plecat scărița, stai. N-am scăriță. Bă, n-am scăriță. Pune-le pe scăriță. Stai, că nu mai găsesc să o împing înapoi. Aia cred că e toba pe ce pun eu piciorul. Stai un pic, serios. Vrei să nu se fi basculat sau basculat? N-o găsesc, aia e buba. Unde dracu e, mă? Ia, ține-te de mine. Gata. Tu știi cum a plecat? Că ți-a plecat un pic de cur motorul și mi-a zburat și mie piciorul. Mamă, să moară mama. Și eu când aveam 140 cu mașina, mă credeam zeu. Uai, leu să-mi bap. Ce ai zis? Tu, înjuram, e ok, nu mă băga în seamă. Ești ok? Da. Îți place? Bă, da, să-mi bap. Ai, ce frână. Ia, întoarce-te. S-a reconectat intercomul. Da, nu, stai că nu ne mai auzim. Gata. Mă auzi? Zi. Gata. Vreau să văd dacă mă auzi. Am crezut că s-a desprins. Dă urete să moară mama. Am atins cu papucul cu pe jos. Băga mea, scărița. Am auzit scărița. Hai de p***a mea. Se ține. Hai de p***a, mi-am dat și eu cu bocancul. Ai dat cu bocancul? Am atins cu talpa. Nu te cred. Serios. Deci sunt momente când accelerez, simt efectiv cum plec de pe pșa în spate. Dacă acum ridic vârful, că dacă dau iarăși. Aoleu. Ești bine? Da. Mai ești cu mine? Să nu leșin. Sunt. Orice, numai să nu leșin, bine? Sunt aici. Încă trăiesc. Respir. Și ce-mi plăcea curba asta. Hai Renault, băgați ai PCE-ul ăla în cur. 09. Am la aspirator. Vorbea ăla care are 1.4 pe mașină. Poate ți îndoi rezervorul. Tău urete tu ești. În curba asta era să mă prăpădesc cu mașina. Hai de p***a scărița. Mă mai auzi? Aveam impresia că s-a deconectat iarăși. Nu. Sunt doar concentrat la drum. Cum e? Bă, e blană rău. Place? Să-i facem pe ăștia? Nu. Place? Willy, nu în spatele lui ăsta, te rog eu. Dar să mor eu, câtă frână pui. Hai, patroane, hai, învârtești tu roata aia. Să nu dai cu capul de balustradă, bine? Bă, dar nu o să stăm aici, că începe ploaia, văd că. Mai sunt aia care se înclină așa, știi? Bă, să-mi bă, cum dracu să te înclini așa, că o scap, dracu, de sub tine? Stai că facem altceva. Nu înțelege el ce facem, e liber în spate. De ce faci asta? Ca să cobori direct? Aha. Liber. Liberă la mare, stau cu tine la soare, să-mi bă. Bă, nu-mi place când se aude vorba asta și e cineva în spatele meu. Bă, să mor eu, v-aș tăia frânele la ăștia care coborâți așa, mă, pe bune. Deci sunt unii, bă, abuzează de frâna aia. Bă, cum face toba aia să mor eu? Dacă nu l-auziți pe Radu, el a spus acum.
Rezervorul ce zice? Că eu îl văd că e cam... Mamă, ai ce frână. S-a blocat spatele cumva? Da. A simțit cum a plecat de cur. Nu, încă nu fuge. Zic eu că acum e greu să fugă de cur din cauza că suntem doi. Nu știu cum se simte de la tine, dar de pe codiță uneori, chiar dacă nu fuge, simți că pleacă curul așa. Stai așa că știu ce se pregătește acum. Nu, mamă, am zis că întoarcem, nu se pregătește nimic. Mamă. Ce ai de respirat așa greu? Mor încerc și sigur. Hai că de data asta n-a mai fost un boom de la o explozie de putere, dar oricum trage într-un mare fel. Bă, da, de la 6.000-7.000, dar culmea, bine, și mănâncă de acolo și nu-mi place să trag de ea foarte tare. Adică dacă e să merg la drum lung sau să merg cu cineva, mă duc și o țin la 5.000, de fapt am 110 și cam așa merg. Undeva pe acolo, știi? Adică... Păi și cam cât consumă? 4-5. Tocmai că nu trag de ea și merg destul de neturată. Păi bine, ce-i drept la drum lung, nu văd de ce dracu ai trage de ea, că... Bă, e naked și te rupe la vânt, adică e foarte deranjant. Da, și te sparge și vântul că-ți vine din față. Și nu-mi place să merg cu viteză, adică ce fac aici e așa, prostie de-a mea, știi? Dar tocmai de asta vreau să merg și de asta îmi place să merg pe circuit, că pe circuit dacă e să cazi, te duci și drupi tu singur. Asta da. Aici mai alunești sub un camion, autobuzele ies foarte larg pe acele depăr de asta, uite și banda asta, uite cât de largă e. Și mie nu-mi place să cobor pe acolo pentru că e destul de bumpy și o închid aici la sfârșit. Că sunt care coboară cu motorul pe acolo, dar hai, acum că e asfaltul bun și e cald și încins și gumele la fel, se ține. Dar că mă dau din ianuarie până decembrie, în ianuarie și în decembrie dacă mai vreau să mai fac o poiană, nu o să-mi ține cauciuc pe acolo, știi? Și mi-a intrat în reflex să fiu așa, adică să am trasele astea. Da, și oricum e nasol să te dai tare pe coborâre, sincer. Nu știu, mie mi se pare o mare prostie. La deal e ok, când urci, nu știu, mi se pare mai ok. Dar la vale, să cobori și să te dai tare, pe lângă că îi dai tu super tare, mai prinde și viteză, că nu, cobori. Da, și nici nu oprești așa ușor. Tocmai că, măcar la când urci, oricum frânează singură că e în pantă, da? Da, păi, pe Lepșa eu când am căzut mai aveam vreo 60 la oră și s-a dus motorul mult și bine. La deal se oprea lângă mine. Păi tocmai, poți să cazi să te spargi la viteze super mici. Ești bine? Da. Te-ai murdărit un pic pe pantaloni. Scuze. Și cum a fost ziua de azi? Ți-a plăcut? Bă, a fost foarte tare. Da? Mai vii? Da. Bă, când îți iei motor? Bă, nu știu, vreau să dau de permis întâi. Când ai de permis atunci? Mai vreau să mă apuc în primăvară, ca primvară să știu că am terminat, știi? Dar de ce nu te apuci de pe acum să știi că primvară termin? Da, doar că în momentul de față e și bugetul o problemă, că n-am bani de școală. Vedem. Dar mi-am propus la anul. Am vrut anul ăsta, dar au intervenit alte chestii și s-au dus toți banii care erau puși pentru. Și acum bam, unul din spate. Să simt și tu, senzații adevărate. Mamă, ce bine că m-am ținut să-mi f*** una. Lăsase mâna moale și când am auzit prima oară vram, am strâns și după aia ai plecat. Că dacă nu, mă duceam de pe șa. Te-a plouat vreodată pe motor? Nu, dar nici nu vreau. De ce? Ia uite-o. Da, păi lasă. Ia uite AMG-ul. Ia uite remorca. V8 biturbo. Da. 0.6 aspirat. Da, face suta mai greu decât asta. Și costă de... Nu știm să numărăm până la numărul ăla. 5? Acel moment când nu contează pe ce parte e rezervorul. Da, chiar nu contează. Tot așa iau pistolul și îl bag din dreapta. De când ai mai băgat benzina de 50 de lei? De mult, când fac fullul la mașină. Deci, fetelor, eu fac fullul la mașină, nu bag de 50 de lei. Sunt mai șmecher decât ăștia care au motoare. Și acum el e George. Da, că mă duc eu să-ți plătesc. De fapt, ai portofelul la mine. Ce pompă e aia? 2, mersi. Cu plăcere, oricând. Ce pompă e? 2. O telecomandă 2. Până la ce distanță merge asta, mă? Nu o să vorbesc ca să nu creadă lumea că sunt nebun. Lasă-mă, ce? Mamă, ce moftică, n-are difuzor aia, că ți-aș fi... Acum ar fi fost interesant, știi, să sune din cască. Bă, și nu mai știu ce. Da, s-au gândit așa că mai există prieten ca tine. Bună, 2. Da, 2. Da. 2 telecomande. Da. Da, da, da. Stai un pic. Ro, 2, 7, 3, 9, 6, 8. Comentează pasagera în cască și de asta. Iartă, Doamne. Nu trebuie să comentezi. Păi ar face bine să nu mai comenteze, că mă întorc acum la ea. Mersi. Vezi tu ce-ți dau eu acasă. Sunt doar curios ce fața a făcut aia când am zis asta. Asta ce dracu face, mă? O, ce-ar face numai să nu le dau cu spatele. Asta ce, Golf Plus cal tău? Da. Mai nou sau aceeași? Nu e aceeași generație. Da? 90 și? Da, 83. Adică, practic, ține-te. Hai să-am f*** una. Mamă.
Data viitoare punem un GoPro în spate pe codiță să mă opresc în el. Cu durere în inimă îți spun că o să evităm ploaia aia, îmi pare rău. Dar dacă vrei putem să întoarcem, să mergem pe Cristian, trecem prin ploaie și după aia mergem Vulcan și Codle. Nu, lasă, hai pe uscat că e mai bine. Ia, uite un pic dacă mai e semnalizarea, că nu-mi dau seama. Dacă mai e semnalizarea? Da, că mi-a topește de obicei la ture mari. Încă e. Încă e? Bine. E cam topită, dar e. Cât i-ai dat cel mai mult? Pe ăsta, nu pe Hayabusa, că acolo știu că i-ai dat 300. Pe ăsta? Da. Cât e limita în România? 110? A, da. 109 i-am dat atunci. Nu-mi place pe să abuzez de el, că mai fac așa câte o roganță, 23 de 7000 de ture odată la câteva zile, e una. Adică azi m-am prostit așa, a fost amuzant. Ia, ține-te. Face în limitare să mor eu. Ce că am ajuns cu bine acasă. Mulțumit? Foarte. Satisfăcut? Satisfăcătut. Ce e tu? Ce? Mai vrei? Ce? Da. Vedem cum te comporți. Ce e tu? Ce e, fetița mea?